Bună ziua tuturor! Așa precum a promis, vom informa constant public despre evoluțiile investigațiilor pe dosarele de rezonanță. În cadrul briefingului de astăzi, voi oferi detalii pe marginea dosarului în care este vizat fostul șef al Procuraturii Anticorupție. După cum bine știți, aceasta a fost reținută acum o lună, fiind bănuit, iar apoi învinuit de abuz de serviciu, fals în act publice și amers cu un urmărire penală. Dat fiind că acest dosar a fost finalizat, putem deschide unele paranteze și oferi amănunte despre cele constatate în cursul urmăririi penale. Așadar, conform rechizitoriilor, la sfârșitul lunii decembrie 2016, fostul șef al Procuraturii Anticorupție a recepționat personal de la Vladimir Plahotniuc o plângere datată cu 26 decembrie 2016, prin care liderul PD solicita tragerea la răspundere penală a lui Vyacheslav Platon pentru un denunț calomnios depus în depot România. Aici aș vrea să menționez că plângerea lui Plahotniuc a fost adusă la sediul Procuraturii Anticorupție chiar de către șeful acestei procuraturi specializate, care însă a uitat de denunț până în martie 2017. În luna martie 2017, pentru a ascunde neglijența în raport cu atribuția funcțională și solicitarea lui Vladimir Plahotniuc, cunoscând cu certitudine că plângerea nu corespunde rigorilor legale, i-a cerut unui subaltern să repare greșeala prin înregistrarea plângerii cu data de 28 decembrie 2016 și a dispus printr-o rezoluție la fel antidatată examinarea plângerii lui Plahotniuc de către un procuror în subordine. În concret, i-a ordonat procurorului să pornească antidatat 30 decembrie 2016 urmărire penală în privința lui Vyacheslav Platon pentru denunț calomnios, să pregătească proiectul ordonanței de stabilire a competenței pentru exercitarea urmăririi penală pe acest caz Procuraturii Anticorupție, precum și proiectul ordonanței de formare a grupului de urmărire penală, dându-i asigurări că problema cu date înregistrării sesizării și pornirii urmăririi penală este o chestiune pur tehnică, neînsemnată, el ca procuror-șef, asumându-se toată responsabilitatea, atenționându-l despre importanța semnătarului plângerii. Ulterior, cu actele antidatate, procurorul anticorupție s-a deplasat în sediul Procuraturii Generale, unde, abuzând de încredere acordată, l-a indus în eroare pe procurorul general de atunci, care, fără a atrage atenția la data emiterii ordonanței, a semnat proiectul ordonanței de stabilire a competenței pentru exercitarea urmăririi penală Procuraturii Anticorupție. Obținând competență pentru exercitarea urmăririi penală, șeful Procuraturii Anticorupție a semnat personal ordonanța de formare a grupului de urmărire penală, a aplicat ștampila pe fișa statistică corespunzătoare, infracțiunea fiind pusă la evidență criminologică oficială. Astfel, în rezultatul actelor acestor acțiuni, toate plângerile și declarațiile depuse anterior și ulterior de Vyacheslav Platon împotriva lui Plahotniuc a fost calificată de Procuratura Anticorupție ca fiind false și calomnioase, fără a se interveni cu verificări asupra faptelor semnalate, în repetate rânduri de către acestuia. Aceeași soartă a avut și dosarul pornit de DECOT România, în temeiul denunțului lui Vyacheslav Platon, prin care a solicitat tragerea la răspundere penală a lui Plahotniuc și a altor persoane pentru o serie de infracțiuni deosebit de grave din înșelăciune, șantaj, spălare de bani, preluarea ilegală a unor acțiuni ale unor bănci și societăți comerciale din Republica Moldova, și anume Victoria Bank, Banca de Economii, ASITO, Victoria Asigurări, Alpha Engineering. Acest dosar a fost preluat de Procuratura Anticorupție de la DECOT România pe 27 aprilie 2018, însă nicio acțiune procesuală în raport cu persoanele vizate în dosarul transmis de colegii români nu a fost realizată, Procuratura Anticorupție limitându-se la audierea lui Platon în calitate de martor, declarația căruia de fiecare dată era catalogată ca fiind falsă și calomnioasă.
Scopul principal al acestor acțiuni l-a constituit interesul fostului șef al Procurorului Anticorupție de a-și menține susținerea politică și protectoare din partea liderului Partidului Democrat, cu care se cunoștea personal. Cel de urmă era în conflict cu Vyacheslav Platon, care reprezenta un pericol iminent pentru imagine, reputație și ratingul lui Plahotniuc și al formațiunii politice pe care o conducea. Notăm că Platon a depus mai multe sesizări și declarații în ordine de procedură penală împotriva lui Plahotniuc, și anume denunțul din 2 august 2016, adresat de cod din România, prin care a solicitat tragerea la răspundere penale a lui Plahotniuc, Candu, Ieralov, Andronache și altor persoane. Declarația incriminatorie în privința lui Plahotniuc depusă de 9, 13 și 14 septembrie 2016, în cadrul dosarului gestionat de Procuratura Anticorupție. Denunțul din 31 octombrie 2016, care solicita Procuraturii Anticorupție examinarea și cercetarea penală a lui Plahotniuc, Candu, Drăguțan, Palitova, Ieralov și altor persoane care au fi sustras $1 miliard din sistemul bancar al Republicii Moldova. Prin urmare, realizând scopul de a proteja pe Vladimir Plahotniuc și alte persoane, inclusiv cu funcții de demnitate publică din anturajul acestuia, prin falsificarea realizată, Procurorul Anticorupție a contribuit la evitarea implicării procesuale a acestora în calitate de bănuit pe mai multe cauze penale, vizând investigarea fraudei bancare, a comis amestec în activitatea Procuraturii Anticorupției și a CNA prin împiedicarea cercetării rapide, complete și obiective a cauzei penale. Este important a menționat că, deși în toamna anului 2016 Procuratura Anticorupție dispunea de informații concrete privind implicarea lui Vladimir Plahotniuc și anturajul său în furtul miliardului, numitul nu a fost audiat niciodată ca pretins făptuitor implicat în această crimă, fiind protejat și lăsat să părăsească nestângerit țara în vara anului 2019. În aceste condiții, ancheta fiind pusă în mare dificultate de a realiza investigații eficient. În cadrul acestui dosar, fostul procuror general și unul dintre foști subaltern al invinuitului a avut calitate de martor, deoarece nu s-a constatat că acțiunile lor au fost comise din interes material sau alte interese personale, elemente obligatorii pentru a încadra juridic fapta ca infracțiune. Ultimii erau în necunoștință de cauză, de scopul urmărit de către fostul șef al Procuraturii Anticorupție. În plus, denunțul procurorului subordonat și probele materiale prezentate de către acesta au determinat temeiul pornirii urmăririi penale pe acest caz. Dosarul de învinuire a fost șef Procuraturii Anticorupție pe cele 3 capete de acuzare a fost vineri finalizat și expediat în instanță de judecat. El este cercetat în stare de arest preventiv, iar astăzi procurorii vor depune demers la prelungire mandatului de arestare cu încă 30 de zile. Concomitent, anunțăm despre un alt dosar inițiat pe numele fostul șef al Procuraturii Anticorupție. El a fost deja audiat și recunoscut în calitate de bănuit de îmbogățire ilicită și spălare de bani în proporție deosebit de mari, cu folosirea situației de servicii. Temei pentru inițierea acestui dosar au servit materiale jurnalistice verificate și confirmate în cadrul procesului penal de către instituțiile de statabilitate, care relatau despre caracterul disproporționat al veniturilor declarate de ex-procuror șef al Procuraturii Anticorupție în raport cu situația materială reală a membrilor familiei și rudelor acestora. Denotat că procurorul Viorel Morari și-a început cariera de procuror în anul 2002. Din anul 2007 a deținut funcție de conducere în procuratură, iar început cu 2016, până de curând, funcția de șef al Procuraturii Anticorupție. În cadrul acțiunii de urmărire penală, declasată în decembrie 2019, a fost documentată și confirmată activitățile infracționale comise în intervalul anilor 2013-2019, de două și mai multe persoane cu componență și zona de acțiune multinaționale în sfera criminalității economică-financiară, spălarea banilor,
îmbogățirea ilicită, precum și alte infracțiuni predicat conexe. Acțiunile de spălare de bani se prezumă a fi comise prin intermediul membrilor familiei sale, dar și altor persoane apropiate, înrudite, interpuse, inclusiv persoane juridice. Area de acțiune este una transnațională și se extinde atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în alte ale altor state europene, cum ar fi Polonia, Germania, Marea Britanie, Canada, Ucraina, fiind implicate persoane fizice și juridice, rezidente ale statului menționate, fapt ce determina complexitatea anchetei și necesitatea formulării mai multor comisii rogatorii. Astfel, s-a stabilit o supoziție rezonabilă că persoanele care au fondat și administrat SRL IRAROM Group, IRAROM citit invers este Morar, numele de familie a persoanei vizate, în perioada anii 2013-2019, au investit în activitatea din prezentor, mijloace financiare, ce au depășit substanțial veniturile înregistrate oficial la instituțiile abilitate de stat. Potrivit materialului, mama și fratele procurorului au fondat și respectiv administrat această firmă, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova în anul 2013. Deși pe parcursul anilor 2013-2014, mama procurorului a obținut venituri oficiale de circa 2500 de lei, în anul 2014 ea a efectuat 9 tranzacții de depunere a numerarului de conturi bancar al firmei pentru majorarea capitalului statutar în suma totală de 3,8 milioane de lei. În anul 2014, întreprinderea IRAROM Group a construit și dat în exploatare în satul de baștina procurorului o stație de alimentare cu produse petroliere și gaz lichefiat, valoarea obiectului constituind 3,5 milioane de lei. Începând cu anul 2015, firma dezvoltă activitatea cu privire la producerea, transportul, distribuția și comercializarea energiei electrice. Iar în perioada 2016-2018 realizează instalarea în nordul Republicii a 3 instalații de producere energiei de surse regenerabile eoliene, valoarea totală investițiilor fiind de peste 14,2 milioane de lei. Potrivit declarațiilor fiscale, pentru anii 2016-2017, firma a declarat un profit de peste 6,5 milioane de lei. De asemenea, la cererea directorului firmei, după intervenția lui Viorel Marar, Consiliul de Administrație a ANRE, a aprobat și menținut un tarif de 1,13 lei kilowatt, majorând capacitatea instalației de la 1300 kW până la 3900 kW. Pentru comparație, pentru alte 10 companii similare, ANRE a aprobat tarife cuprinse între 0,68 lei kW. Concomitent, a fost investigate și investițiile în bunuri imobile ale familiei părinților și fratelor procurorului. Potrivit datelor oficiale, în perioada anilor 2013-2018, mama procurorului a obținut venituri oficiale de circa 113.000 de lei, tata 46.000 de lei, fratele venituri oficiale în mărime de 786.000 de lei. Totuși, în intervalul anului 2012-2019, părinții acestuia, neavând alte surse de venit decât cele indicate oficial, aflându-se în permanență pe teritoriul Republicii Moldova, au achiziționat 4 imobile în municipiul Chișinău, estimate de peste 179.000 de euro. În perioada 2013-19, mama procurorului a intrat în posesie de 25 de terenuri de destinație agricolă pentru construcție, grădină. Tot este estimată de circa 28.000 de euro. În perioada 2015-2018, fratele acestuia a procurat, primit donație, 87 terenuri agricole și pentru construcție, cu suprafață totală de 45 hectare, o casă de 93 metri pătrați. La moment achiziționării fiind de circa valoarea totală 50.000 de euro. Totodată, fostul șef al Procuraturii Anticorupție, împreună cu
persoană cu care se află în căsătorie civilă, la fel procuror, nu dețin cu drept de proprietate niciun bun imobil sau mobil, inclusiv nici unul dintre automobilele pe care le-au folosit începând cu anul 2014, creindu-se intenționat aparență că cel mai sărac și modest procuror în țară. Anterior, Autoritatea Națională de Integritate a efectuat un control a veniturilor și proprietății lui Viorel Marar, însă nu a constatat careva nereguli, deși toate informațiile prezentate de către SIS și Serviciul Prevenire și Combate a Spălării Banilor indicau contrariul. În aceste condiții, informațiile acestor două structuri au fost examinate prioritar, confirmându-se bănuială cu privire la infracțiuni de îmbogățire ilicită și spălare de bani. Precizăm că acțiunile membrilor familiei fostul șef al Procuraturii Anticorupție și a persoanelor juridice IRA-ROM Group sunt cercetați în cadrul unei alte cauze penale sub aspectul infracțiunii de spălare de bani. În context, în vederea recuperării bunurilor infracționale, actualmente la solicitarea Procuraturii Generale, Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale realizează în conformitate cu Codul de Procedură Penală investigații financiare paralele, iar Serviciul Prevenire și Combatere Spălării Banilor cercetează schema complexă de spălare de bani. Vă mai informăm că fostul șef al Procuraturii Anticorupție este vizat și în alte câteva dosare procesele penale gestionate de Procuratura Generală, despre care vom informa suplimentar, la moment divulgarea anumitor date fiind în defavoarea anchetei. Pe final, subliniez că măsurile întreprinse de procurori nu înfrâng în niciun fel principiul prezumției de nevinovăție al persoanei pănuite sau invinuit. Este tot ce am avut să vă comunic în cadrul acestui briefing de presă, iar acum sunt dispus să răspund la întrebările dumneavoastră. Denunțele astea făcute, i-am numerat, în 2016-2017 și au fost atunci recunoscut de anchetă ca calumnioasă. Acum, în cadrul examinării dosarului furtul miliardului, noi verificăm toate aspectele astea și oamenii care au fost numite în aceste și faptele care au fost prezentată, va fi examinată în mod stabilit de lege. Dar deja nu se mi-a trimat la urmă în privința toți oameni, în cel mai apropiat timp, va fi efectuată niște acțiuni procesuale. Da, desigur. În cadrul dosarului penal a fost audiat și a fost procuror general în calitate de martor. A fost verificate documentele care au fost prezentate și la documentele astea, documentele este semnate de domnul procuror general și data este tipărită. Domnul procuror general nu a știut despre toate aspectele acestui dosar penal, fiindcă asta este pur și simplu o procedură tehnică. Din cele declarate dumneavoastră, putem spune că Vecislav Platon a fost condamnat la comandă în baza depozitelor false? Eu nu am spus despre asta. Avem plângere din partea apărării domnului Platon. Domnul Platon a fost audiat în cadrul urmăririi penale sau dosarul penal legat cu furtul miliardului. Faptele care au fost expuse în cadrul audierii va fi verificate suplimentar. Și eu până acum nu pot vă spun că el a fost condamnat la comandă. Poți fi cercetat? Da, desigur. Toate momentele astea vor fi cercetate. Poftim? Averea domnului Morari, care ar fi domnului pe o
Acum, da, noi am adresat Procuratura Generală, a adresat la instituțiile respective, Orbi, care trebuie să facă lucrul ăsta, împreună cu Serviciul de Spălare de Bani. Sumele care avem până acum, constituie sunt mai mult decât 20 milioane de lei. Noi putem spune numai despre dosarul care a fost finalizat și expediat în judecat, conform legislației în vigoare. În cazul condamnării, el riscă să fie pedepsit până la 7 ani de închisoare și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții până la 15 ani. Da. Da, pe dosare care a finalizat și a expediat în judecat. Ne mai vorbim ce poate să vă aștepte în continuare. Da, da, anume așa. Dumneavoastră v-ați referit și la un preț mai mic care era furnizat la energie. Ați menționat și eu în regulă în acest caz. Cum știți cine se făcea responsabil de reducerea acestui preț pentru firma domnului Marai? În privința companiei domnului Marai sau familia lui, companie familie domnul Marai, tarifele au fost majorate. Eu despre asta am vorbit. Că în perioada aceasta, pentru alți agenți economici, au fost stabilite alte tarife. Mai jos. Poftim? Care? A câștigat mai multe venituri. Majorările au fost în folosul întreprinderii familiei Morai. În aceeași ședință, agenții de reglementare în domeniul energetic a fost stabilită pentru alte întreprinderi tarifele 0,68 lei pentru 1 kW până la 1 lei, dar pentru companie domnului Morai 1 lei 13. Eu nu cred așa, oamenii care pleacă în procuratură. Pleacă din considerație că activitatea lor nu poate să fie continuată în organele procuraturii. Nu vă îngrijorează acest fapt? Asta este un proces obiectiv și asta este un proces de încurățire organelor procuraturii. Cer scuze, dar subiectul ăsta... Noi nu discutăm subiectul ăsta în cadrul briefingului. Eu nu pot vă răspund. Ce se întâmplă cu dosarul PSRM? Nu mai auzim nimic. Eu vă răspund în cadrul ante-briefingului. Domnule Astrăna, o precizare. Da, poftim.